Vă invit la o lecție practică, o lecție de rezolvare a problemelor, tema presiunii atmosferică. De la lecțiile precedente vă reamintesc că presiunea exercitată de atmosferă asupra corpurilor se numește presiunea atmosferică. Valoarea presiunii atmosferice a fost determinată de către Torricelli. Experimentul lui Torricelli îl aveți în imaginea animată de pe ecran. Presiunea atmosferică variază cu altitudinea, datorită faptului că se micșorează înălțimea scapului de aer care se află deasupra corpului, totodată, cu schimbarea altitudinii, se modifică și densitatea aerului. Astfel, la suprafața mării, presiunea atmosferică este presiunea atmosferică normală, egală aproximativ cu 101 kPa, sau mai exact 101.325 pascali. Iar de exemplu, pe vârful muntelui Everest, care se află la înălțimea de la nivelul mării 8.850 metri, presiunea este de 31 kPa. În imaginea animată care o aveți pe ecran, este demonstrat principiul de funcționare a barometrului aneroid. Deplasarea acului indicator este cauzată pe schimbarea presiunii din exterior. Astfel, odată cu creșterea sau descreșterea presiunii, acul indicator deviază spre dreapta sau spre stânga, indicând presiunea atmosferică. În prima problemă, este vorba despre cum se măsura presiunea în secolul al IX. Pentru aceasta era folosit un tub umplut cu ulei mineral de densitate 850 kg pe metru cub. Întrebarea este ce înălțime avea coloana de ulei la o presiune de 760 mm a coloanei de metru. Vom considera valoarea accelerației gravitaționale G egal cu 98 N pe kg. Vă reamintesc că în cazul când folosim lichid mercurul, tubul este de lungime egală cu un metru, iar înălțimea coloanei atunci când presiunea atmosferică este normală, este de 76 cm sau 760 mm. În datele probleme vom nota. Densitatea uleiului 850 kg pe metru cub. Presiunea atmosferică 760 mm coloane de mercur. Este presiunea atmosferică normală. Valoarea accelerației gravitaționale 9,8 N pe kg. Ne se cere să determinăm înălțimea coloanei de ulei. Pentru determinarea acestei înălțimi vom aplica formula pentru calculul presiunii hidrostatice, ρgh, din care vom exprima înălțimea. Deci, înălțimea coloanei de ulei va fi egală cu raportul dintre presiunea coloanei de ulei către produsul densitatea uleiului, accelerația gravitațională. Presiunea coloanei de ulei este egală cu presiunea coloanei de mercur și este egală cu presiunea atmosferică. În datele problemei, presiunea atmosferică este dată în milimetri coloanei de mercur. Vom exprima această presiune în pascal. Pentru aceasta vom înmulți densitatea mercurului 13.600 kg pe metru cub cu accelerația gravitațională 9,8 N pe kg și cu înălțimea coloanei de mercur care este 760 mm sau 0,76 m. Calculând, veți obține o valoare de 101.292.8 pascali. Este o diferență dintre valoarea obținută de Torricelli, 101.325 pascali, deoarece noi am folosit o valoare aproximativă a accelerației gravitaționale și a densității mercurului. Substituind această valoare în formula pentru înălțimea coloanei de ulei, vom obține presiunea 101.292.8, densitatea uleiului 850 și
și accelerația gravitațională 9,38. Calculând, veți obține un rezultat de 12 întreg și 16 metri. Deci o coloană de ulei cu densitate de 850 kg pe metru cub, a cărei înălțime este de 12 întreg și 6 metri, creează aceeași presiune pe care o creează o coloană de mercur care are lungimea de 76 cm. La același rezultat, am fi putut să ajungem fără ca să folosim valoarea accelerației gravitaționale, pornind de la egalarea presiunilor. Deci presiunea coloanei de ulei este egală cu presiunea coloanei de mercur. Astfel, în loc de presiunea coloanei de ulei, am fi scris rho ulei dimulțit cu G și dimulțit cu H al uleiului, iar în loc de presiunea coloanei de mercur, densitatea mercurului dimulțit cu G și dimulțit cu înălțimea coloanei de mercur. Valoarea accelerației gravitaționale este aceeași, ea se simplifică. Astfel obținem formula pentru calculul înălțimii coloanei de ulei, care ar fi fost egală cu densitatea coloanei din mercur, dimulțit cu înălțimea coloanei din mercur și împărțit la densitatea uleiului. Substituind valorile numerice, o să obțineți de asemenea 12 întreg și 16 metri. Deci care metodă de rezolvare o veți alege depinde de cât de mult sunteți deprinși dumneavoastră să obțineți formula finală în care să substituiți valorile numerice. Elevilor la care le este comod să facă calcule intermediare, o să vă fie mai aproape prima metodă de rezolvare. În a doua problemă, suntem întrebați la ce înălțime zboară un avion. Dacă barometrul de la bordul avionului indică 670 mm ai coloanei de mercur, iar la suprafața Pământului 760 mm ai coloanei de mercur. Densitatea medie a aerului este egală cu 1,23 kg pe metru cub. Reamintesc că densitatea aerului este diferită la diferite înălțimi. Astfel, noi vom constata că pe această înălțime de la sol până la avion, densitatea este constantă și egală cu valoarea medie indicată în condițiile problemei. În datele problemei, vom nota. Presiunea P1 este egală cu 670 mm coloane de mercur. Această presiune este presiunea pe care o indică barometrul care este instalat în avion, iar această presiune, la rândul ei, este creată de coloana de aer care se află deasupra avionului, de înălțime H1. Presiunea pe care o indică barometrul de pe Pământ, P2, este egală cu 750 mm coloane de mercur. Această presiune o creează coloana de aer care are înălțimea respectivă H2. Densitatea medie a aerului este 1,23 kg pe metru cub. Ni se cere să determinăm înălțimea la care zboară avionul. Din schema care o avem în imagine, deducem cu dumneavoastră că această înălțime este egală cu diferența dintre înălțimea H2 și H1. Presiunea exercitată la nivelul avionului poate fi scrisă prin formula presiunii hidrostatice ρgH1, iar presiunea de la suprafața solului ρgH2. Astfel, diferența dintre aceste două presiuni P2 minus P1 va fi egală cu ρg H2 minus ρg H1. ρg, factorul comun, o scoatem în fața paranteziei. Iar în loc de diferența H2 minus H1, substituim H este egal cu H2 minus H1. Și obținem ρg H. Deci, formula pentru calculul înălțimii la care zboară avionul va fi diferența P2 minus P1 împărțit la produsul ρg. În această expresie am fi putut să
substituim valorile numerice, însă în datele problemei, presiunile ne sunt date nu în pascale, în sistemul internațional, dar în presiunea ale coloanei de Mercur. Astfel, noi, în loc de presiunea coloanei de Mercur, putem substitui produsul dintre densitatea Mercurului, G, și înălțimea coloanei de Mercur, iar formula pentru calculul înălțimii capătă formă. Densitatea Mercurului dimulțit cu G, dimulțit cu înălțimea al 2 a coloanei de Mercur, care este 750 mm, minus densitatea Mercurului, dimulțit cu G și dimulțit cu înălțimea H1 a coloanei de Mercur, care este egală cu 670 de mm, și la numitor avem densitatea aerului, dimulțit cu accelerația gravitațională. Densitatea Mercurului și accelerația gravitațională o putem scoate în fața parantezei. Vom avea H2 minus H1 Deci vă rog să fiți foarte atenți în această formulă. H2 și H1 sunt acele înălțime ale coloanei din Mercur. Și să nu le confundăm cu H1 și H2, simplu înălțimea coloanei de aer. Împărțim la ρg. Accelerația gravitațională se simplifică. Și în acest caz putem substitui valorile numerice pentru a calcula înălțimea. Deci H va fi egală cu densitatea Mercurului din anexă, 13.600 kg pe metru cub. În paranteză o să avem diferența H2 minus H1, 750 mm, transformăm în metri, 0,75 metri, minus 670 mm, 0,67 metri, și împărțim la densitatea aerului, 1,22 kg pe metru cub. Kilogram pe metru cub, kilogram pe metru cub se simplifică. Calculând, veți obține rezultatul egal cu 884,6 metri. Astfel, dragi elevi, am determinat cu dumneavoastră în baza indicațiilor barometrului care se află la bordul avionului și care se află pe pământ, înălțimea la care zboară avionul este egală aproximativ cu 884,6 metri. Dacă e problemă, este vorba despre un manometru cu Mercur, care este un sistem de a măsura presiunea într-o vasă de gaz. Denivelarea Mercurului din brațele manometrului este egală cu 20 cm, să se determine diferența de presiuni din interiorul și exteriorul vasului. În problemă nu este precizat că presiunea din interiorul vasului este mai mare sau mai mică decât presiunea atmosferică. Astfel putem analiza două situații diferite. Atunci când presiunea gazului va fi mai mare decât presiunea atmosferică, denivelarea Mercurului va fi dată de imaginea A, iar în cazul când presiunea gazului este mai mică decât presiunea atmosferică, denivelarea Mercurului va fi descrisă de imaginea B. În problemă nu este precizată care presiune este mai mare, din interior sau exterior. Vom considera cazul A, atunci când presiunea din interiorul vasului este mai mare decât presiunea din exterior, decât presiunea atmosferică. Astfel, în datele problemei, vom nota această condiție, că presiunea gazului este mai mare decât presiunea atmosferică, sau putem să scriem această condiție în forma presiunea interioară este mai mare decât presiunea exterioară. Cunoaștem această înălțime H, care este egală cu diferența de niveluri ale coloanei de Mercur, cu denivelarea Mercurului, 20 de cm, transformăm în metri, împărțim la 100, și se cere să aflăm diferența dintre aceste două presiuni. Vom nota prin delta P. Reamintim că presiunea la același nivel orizontal într-un lichid este aceeași, deci presiunea în punctul A și în punctul B
are aceeași valoare. Presiunea în punctul A este creată de către gazul din vas, iar presiunea din punctul B este creată de coloana de mercur care are înălțimea H și de către atmosferă. Presiunea coloanei de mercur va fi ρ de H, iar presiunea atmosferică T0. Egalând presiunea din punctul A cu presiunea din punctul B, vom obține că presiunea gazului este egală cu produsul ρ de H plus T0. Termenul P0 îl trecem din partea dreaptă a egalității în partea stângă, astfel obținem diferența presiunea gazului minus presiunea atmosferică, care de fapt și este egală cu diferența presiunea interioară minus presiunea exterioară, care am notat-o prin delta T, și această diferență va fi egală cu produsul ρgh. Substituim valorile numerice, delta T va fi egală cu densitatea mercurului din anexie 13.600 kg pe metru cub. Valoarea accelerației gravitaționale o vom lua pentru comoditate 10 N pe kilogram, iar înălțimea H egală cu 20 cm sau 0,2 m. Astfel vom obține 13.600 dimulțit cu 2, care va fi egal cu 27.200 pascal. În acest mod, dragi elevi, prin intermediul acestei probleme, am văzut cum poate fi aplicat manometrul cu lichid pentru a determina diferența de presiune, presiunea din interiorul unui vas cu gaz și presiunea atmosferică. Cunoscând indicațiile barometrului despre valoarea presiunii atmosferice, putem respectiv determina și presiunea din interiorul vasului, presiunea gazului. În cazul nostru, diferența de presiune este egală cu 27.200 de pascal. Astăzi, la lecție, dragi elevi, ne-am reamintit de experimentul Torricelli, prin care el a măsurat presiunea atmosferică. Presiunea atmosferică normală este egală cu 760 mm pe an. Reamintesc că tubul manometric poate fi folosit pentru a demonstra că odată cu mărirea adâncimii de scufundare crește presiunea, fiindcă crește denivelarea lichidului din tubul manometric. Am rezolvat probleme aplicând conceptele de presiune, presiune atmosferică, presiune hidrostatică. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!